Avariile de pe sistemul de termoficare le fac viață grea băcăoailor care nu și-au debranșat încă apartamentele de la CET. În plină iarnă, aceștia sunt nevoiți să-și procure alte surse de încălzire, în special pe energie electrică, iar facturile sunt pe măsură. Este inadmisibil ce se întâmplă cu căldura la noi în zonă, cu CET-ul, irresponsabilitatea celor de la CET care nu ne asigură nouă căldura. Începând din 1 decembrie, ni s-a luat căldura. În momentul când am dat telefon, au spus, numai luni putem remedia, ceea ce m-a dus la ideea că ei nu au echipă de intervenție. Într-adevăr, luni a luat căldura, marți a luat-o iarăși, deci a dat căldura și marți a luat-o iarăși. Joi când am venit, că am fost plecată la țară, iar era luată căldura și au dat-o vineri, am stat joi noaptea cu caloriferul în priză. Bineînțeles că și eu am plătit foarte mult la curent. Vineri au dat-o, sâmbătă au luat-o iarăși, că au uitat să pună un capac, ceea ce mi s-a părut nefiresc, irresponsabil. Anțenire și eu în priză am plătit 5 milioane pentru el. 5 milioane la curent? Curent. Dar de ce a trebuit să țineți reșou în priză? E bolnav, nu are circulație bună și nu a fost căldură. Căldură. A fost soțul bolnav. Da, da. Mm-hmm. Și ce v-au spus? V-ați interesat de ce nu este căldură? Am zis, am înțeles că țeavă spartă, nu știu, pe unii la un bloc. O dat drum într-o seară, după aia, gata, pauză. De ce suferă soțul? Diabet, arterit și două infarcte. Locatarii spun că sunt corecți față de furnizorul de agent termic și pretind să aibă confort în locuințe. Tabelul de întreținere afișat la intrarea în scara blocului confirmă faptul că locatarii plătesc la timp întreținerea. Pe bună dreptate, ei se întreabă dacă se merită să fie atât de corecți și cine penalizează CET-ul pentru chinul la care îi supune. Locatarii de pe stadionului 11 nu sunt singurii care suferă de frig în apartamente din cauza avariilor. În fiecare zi, conductele cedează în diverse puncte din oraș. Unele avarii pot fi remediate în câteva ore, pentru altele este nevoie de săptămâni.